Cred așa. Vedeți? Așa arată în interior. Ia uitați-l. Cu cacao. Ia uitați-l. Așa arată și pe spate. Eu l-am dat cu puțin pudră deasupra. Îl arăt și pe dedesubt. Așa. Eu l-am făcut numai dungi. Așa arată în interior. Unul singur, în cozonac de cot. Aici am pasta de mandarine, care o țin la frigider și am să-mi iau așa o bucată. Și acum o să ne luăm așa o bucată, cât o să ne trebuiască. Așa, am pus doar o foaie, o singură foaie și am întors. Și de parte. Și acum, eu mi-am pregătit pentru acest cozonac, cozonac de post, jumătate de kilogram de făină. Aici am ulei, circa 120 de grame, am cântărit totul în grame. Am 300 de apă și am 100 de grame de zahăr și cine dorește poate pune miere de albine. Deci ori punem miere, ori punem zahăr. Eu astăzi am să pun miere, dar cine dorește poate pune zahăr. Am cacao, că o să-l facem în două culori. Am o linguriță de sare. Un cubuleț de drojdie, pasta de mandarine, eu o țin la congelator, ia uitați încă este înghețată, așa am scos și o să aromăm apa, și esență de rom. Și ca să umplem, eu astăzi am să-l umplu cu ciocolată amăruie, nu cu lapte, că este de post, și am să pun o lingură două de nucă. Și atât. Am încălzit apa. Și acum, în această apă, deci dacă dorim să facem cu zahăr, punem zahărul în apă. Sau dacă dorim să facem cu miere de albine, punem mierea în apă. Eu am încălzit-o, că am pasta de mandarine, este de la frigider. Și o să punem mierea. 100 de miere. Așa. Miere. Acum, din pasta noastră de mandarine, ne punem puțină, o să punem doar o parte, vedeți că este, ia uitați, eu am scos-o de la congelator, să știți că nu îngheață, se poate rupe cu mâna. Eu mi-am făcut un baton lung și îmi scot cât am nevoie și am să-mi pun deocamdată atât și dacă mai este nevoie să o facem mai aromat cozonacul, mai punem. Și acum să amestecăm. Am să pun și puțin ulei, o parte din ulei, nu tot. Adăugăm și drojdia. O să fărâmăm așa aici în... Amestecăm. Eu am să mai dau puțin în pasta de mandarine. Puțin. Ca să fie mai aromat. Și acum amestecăm bine. Așa. Și acum adăugăm făina. O adăugăm așa puțin câte puțin. Aici am 500 de grame. Am să adaug și sarea. Aici am o linguriță de sare. Circa 7 grame de sare sunt. Și amestecăm. Și dacă o să mai fie nevoie de făină, mai adăugăm. Acum am să împart aluatul în două. Și într-o parte adăugăm făină și în cealaltă adăugăm cacao. Aici o să punem cacao. Și cu cozonacul de astăzi o să aibă gustul de cacao și de mandarină sau de portocale. Așa. O să ne mai trebuiască puțină făină, o să mai punem. Așa. Dacă e nevoie, adăugăm și puțină făină. Așa, să nu se lipească. Care îl avem așa aici. Așa. Așa. Am să pun deoparte un pic din aluatul maro. Și un pic din aluatul alb. Și acum am să le întind pe amândouă. Așa. O să le întind așa bine, bine. Și fiecare pătrățel de ciocolată are 50 de grame.
Și am să pun una, două, trei, depinde cât o să fie necesar. Și tăiem ciocolata. Și o să întindem așa aluatul. Ciocolata. Doriți să puneți mai multă? Puneți mai multă. Așa, nucă, așa am să pun și puțină nucă peste. Așa. Nu pun multă, doar atât. Apăs puțin încet. Așa. Tapetată cu puțin ulei și cu foaie de hârtie de copt și acum îl iau și îl așez așa în mijloc cozonacul meu. Îl dau așa deoparte și mi-au rămas două bucățele. Așa. Acum umezesc puțin ca să se lipească de cozonac și îl întorc invers, direct pe cozonac. Așa o mică presiune așa în interior. Așa. Să pun puțină apă. Așa. Și am să o așez așa aici alături. O mică presiune în interior. Vedeți? Cu cozonac. Cozonac de post cu cacao în două culori. Puțin zahăr pudră pe deasupra. Așa arată în interior. Ia uitați-l. Cu cacao. Ia uitați-l. Așa arată și pe spate. Eu l-am dat cu puțin zahăr pudră deasupra. Așa. Eu l-am făcut numai dungi. Așa arată în interior. Acesta este cozonacul.